Astăzi a început cel mai greu și aspru post al anului, postul Paștelui. Vorbim despre o perioadă de 40 de zile, timp în care credincioșii se vor abține de la carne și produse lactate. Urmează așadar zile de rugăciune și vorbim în cele ce urmează cu părintele Visarion Alexa, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua, părinte! Doamne ajută! Și aș vrea să încep totuși cu câteva mici amendamente și anume faptul că nu este cel mai greu post, adică nu vorbim de o greutate a postului în sensul că abținerea de la mâncăruri de origine animală nu cred că provoacă o suferință prea mare, mai ales că are un efect foarte benefic asupra sănătății omului din toate punctele de vedere. Știți, în lume se folosesc tot felul de formule, mai ales cea prin care se spune că sufletul este mai important decât trupul. Ei, postul ăsta arată că trupul nostru are aceeași valoare, are aceeași chemare ca și sufletul nostru să se spiritualizeze, să îl cunoască pe Dumnezeu. Dacă până să înceapă postul dădea mai mare pietate sufletului și credeam că doar de el trebuie să avem grijă, iată acum, în timpul postului, începem o rânduială, spune, sau începem să facem ordine și în viața trupului nostru. Începem să ne purtăm cu el mai frumos, începem să avem grijă de el, să nu-l mai tratăm așa ca și cum n-ar fi al nostru, ca și cum ar fi dușmanul nostru, pentru că, vedeți, majoritatea bolilor din timpurile noastre țin de alimentație și atunci e foarte important să postim pentru sănătatea trupului nostru și a sufletului. Postul, într-adevăr, presupune multă renunțare, în primul rând la mâncare și băutură. O să subțiem mâncarea, în felul acesta nu o să mai mâncăm mult și mâncarea va fi doar de origine vegetală. Săptămâna aceasta începe cu o mare tensiune sufletească și anume, în toate bisericile din lumea ortodoxă, se săvârșește slujba canonului celui mare. Canonul cel mare, de fapt, este o poveste a căderii lui Adam din Rai și care reiterează istoria umanității de la Adam până la venirea lui Hristos pe pământ. Sunt zile de adâncă semnificație și profunde emoții. Toate au ca scop al face pe om să se mai întoarcă de la capcanele vieții și să-și îndrepte atenția, sufletul, trupul spre Dumnezeu. După cum știți, prezența lui Dumnezeu în viața unui om este profund benefică pentru că dacă spuneam că bolile majoritare din timpurile noastre sunt cele legate de metabolism, de alimentație, o altă boală foarte importantă este depresia și tristețea, anxietatea, cea care deja e foarte prezentă, mai ales în acest context al pandemiei. Absolut. Trecem prin momente extrem de dificile cu toții și poate așa să ne îndreptăm mai des către Dumnezeu ne-ar ajuta mai mult. Cu precădere în aceste zile de post și rugăciune. Vă mulțumesc tare mult, părinte. Post, nu mai avem timp. Da, vă mulțumesc tare mult. Doamne ajută!